pentru a fi în cadru, trebuie să vin până aici, pe cealaltă parte. Ceva de genul, cred că e perfect, dar stai un pic, nu-i podul bun. Hai că am ajuns unde trebuie și pot spune bine te-am găsit pe breasla haiducilor. Ultima dată am lucrat la acea bărcuță, nu la asta din spatele meu, la o bărcuță puțin mai mică, apare acum pe ecran și acolo va fi magazinul de armor trimuri, însă nu i-am făcut reclamă, nu i-am făcut stoc și exact de asta o să mă ocup astăzi, așa că hai cu mine! Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Nu credeam că voi spune asta, dar chiar îmi place să filmez short-uri pe breaslă, pentru că am câștigat de la nenea Colpir un bloc de diamant, după de la nenea Dani un bloc de diamant, deci 18 diamante doar așa că am participat pe acolo și am câștigat, acum un bloc de aur de la nenea Colpir. Per total, să mai facă short-uri că eu mă bag, chiar merită. Și pentru cei care n-ați fost pe live-ul de duminică, ei bine, pot spune că m-am distrat destul de mult prin două Ancient City-uri, oricum găsiți live-ul pe canal și pe lângă asta în fiecare duminică de la ora 12 sunt live Acilișa pe YouTube. Însă, acestea sunt toate itemele de care am reușit să fac rost din acele două Ancient City-uri, plus perechea asta de pantalon cu Protection 4, Unbreaking 3 și Mending, dar per total 56 de diamante, asta însemnând cumva... Stai așa, câte blocuri? 6 blocuri? Da, eram destul de aproape. Așa, 6 blocuri și acum avem un Ward Armor Trim, însă n-am găsit un Silence Armor Trim, deci va trebui să cumpăr de la Dani și cred că știu ce ar vrea pe ele. Daniele, Daniele, ți-am adus merele, Daniele, neața, Dani, neața. Salut, ce dorme a fost de tine. Bașcă, salut, da, chiar foarte... voiam să vin, să trec pe la tir. Păi, cu ce ocazie? Să răsare soarele pe cer când te văd, e nebun. Ah, da, ia uite, da, pune soarele, mă rog, nu contează, ce faci, Dani? Mă uit la ăsta care e la mine în casă. Ce cauți, mă, în casa mea? Ce? Salut! Salut, copii, salut! Mă plimbam puțin pe aici. Lasă să se plimbe, Dani, Dani. Ai tu armor trimul ăsta șmecher. Și vreau și eu să-l cumpăr, că n-am avut noroc de el, pe bune, până Nation City. Na, vei cum să... Ce mă... Lasă! Bă, ce ai? Repară ferma. Dar termină business-ul acolo, lasă-mă în pace. Repară ferma, acum se repar ferma. Bine, gata, o repar. Așa, revenim. Da, vrei armor trim-ul. Da, vreau silence armor trim-ul ăsta. Am 4 bucăți. O, vreau unul mi-ajunge. Vrei numai unul? Da, unul mi-ajunge. Bă... El știi cum e, se face cu 7 diamante, e și cel mai rar armor trim. Da, știu, păi... Mai un flash ca pe găscani că nu te-am uitat, mi-ai mai furat un bloc de diamant, vreo 20 de diamante. Nu ți-am furat, mi l-ai dat tu, că... Na. Vreo 20 de diamante, cred că... 20 de... Dar fii atent, am o ofertă mai bună pentru tine, ceva mai rar decât diamantele, ești pregătit? Ia. Un măr de aur încentat. Wow! Oh, vezi? Păi da, dar vreau mărul ăsta și diamante. Nu, stai un pic, n-ai înțeles. Două mere de aur încentate. Dani, dă-și mie unul. Vreau și eu unul. Mai ai unul? Da. La trei batem palma. La trei, mă, numai astea două le am. Fii atent, îți mai dau două diamante. Două mere de aur și două diamante. Stai așa. Două mere de aur și patru diamante. Două mere de aur și trei diamante să fim la mijloc. Ce zici? Bine. Ok, batem palma. Wow, ce negociere aici pe breasla. Da, ce negociere aici. Bă, dar replantează în ferma. Ce negociere aici. Te omor. Replantează în ferma că te omor. Nu o să vadă că eu distrug. Bine, mi-a plăcut să fac afaceri cu tine. Pa, Dani. Pa. Aș putea spune că două mere încantate și trei diamante au fost un deal bun pentru că n-am avut noroc de acest armor trim și cred eu că va fi cel mai căutat de pe server. Însă, vedem, momentan am totuși 6 și cu ăsta de aici, Ward-ul, 7 din cele 16 armor trim-uri. Voi mai cumpăra, însă momentan cred că dacă mai fac rost de unul o să-mi ajungă. Însă, probabil vă întrebați, dacă nu întreb eu, de unde știam că Dani vrea mere de aur enchantate?
Ei bine, acum câteva zile l-am ajutat pe Dani să aducă un Warden în statuia aceasta și nu a fost atât de ușor, așa că el a stricat câteva mere enchantate. De asta știam că 100% vrea să facă rost de altele, așa că a fost cea mai bună idee de trade și o să vă las câteva secvențe pentru că mi-am pus capul de albină supărată și am trolat puțin pe băieți. Acum vine, că am dat vine? În el, gata. Da, vine, da. Hai. Uai, ce viteză are, mâncați-și. Hai. Bă, cine a pus blocul ăsta aici? Hai. Dă-i, mâncați-și. Hai că mergem. Vine? Nu știu dacă vine, uitați-vă voi în spate. Banda, vine. Vine, bă. Vine tare, blu. Ok. Hai să mergem. Așa, hai, sus. Ok, sneak 100. Bun. Scurios ce se întâmplă acolo jos. Mamă, mâncați aici. Hai panda, încă un pic. Aoleu, mamă, ce-o dat. Stai. Ok. Gata, i-am dat. Ok. Mamă, ce-o dat-o la Dani. După ce am trolat puțin, am zis să-i și ajut, însă n-a fost o idee prea bună. Gata, nu, dă-i, trage acolo sus. Nu, că vine către mine. Are treabă. Ce are treabă are cu mine? Urcă-te sus, urcă-te cu el sus. Stai că încerc să fac o schemă. Nu, că mi-o dă, uai, ce mi-o dat-o? Da, hai că încerc. Hai. Hai că vin. Bun, hai. Unde-s? Că vine. Unde mi-s? Bun. Ia. Vine, mamă, ce mi-o dat-o. Bă, și am zis că nu mor numai băieții, dar mi-o dat-o acolo. Aoleo. Groaznic Warden-ul ăsta, bă, nu vrea să o ia în sus pe scări, aia e problema, că dacă ar lua ar fi super. Și uite aici, mega baza lui Domino, așa, Sunny din One Piece, îmi place super mult cum a ieșit. Chiar dacă am pierdut experiența, consider că am meritat, deoarece pentru 45 de minute cât a durat să ducem Warden-ul sus și 35 de nivele, am primit la schimb de la nenea Dani această hârtie pe care scrie că îmi este dator, așa că îl pot pune să facă absolut orice vreau odată. Nu o voi folosi acum, o voi folosi la un moment dat când voi avea nevoie de asta. Cred că m-am lungit destul cu povestea asta, așa că mă voi apuca de treabă pentru că au dreptate băieții, Dani și Colpir au zis că e mult prea înalt acest doc, așa că îl voi coborâ puțin, după care mă ocup să deschid magazinul cu primele armor trimuri. După ce am coborât acest doc pentru a putea urca pe el direct din barcă, am zis să ajut puțin haiducii care nu știu să sară un bloc, așa că am adăugat aici 3 campfire pentru a fi mult mai ușor și am scos cârma, că oricum era micuță această bărcuță, dacă mai lăsam și cârma te băteai de ea, mă gândesc să scot și gate-ul ăsta, dar lasă-l acolo momentan, mă voi ocupa oricum de această zonă cu un pătuț, un crafting table, smithing table și desigur Ender Chest să fie acolo, eventual îl pun cam așa ceva și mă interesează acest anvil cât de cât pentru că voi da nume hârtiilor, da? Mă gândesc să fie ceva de genul, nu știu, ăsta, să presupunem că o să las la 16 diamante și le pun așa. Deci voi strica o tonă de diamante acum pentru a le înmulți. Sper să nu dau mare fail cu shop-ul ăsta, deoarece după ce am înmulțit toate armor trimurile, am rămas cu 17 diamante și câte un armor trim din fiecare. Pastele am păstrat câte două pentru că, sincer, n-am vrut să le mai mulțesc, am zis că poate nu se cumpără și plus nu mai aveam loc de Dune Armor Trim. Dar ce vreau să fac aici pe vârful acestei bărcuțe, pentru că nu aș lăsa atât de gol, voi pune acest Armor Trim, și Armor Trim, acel Armor Stand și dăm din partea asta 3 blocuri de aur pe care le voi folosi pentru a crafta o armură full de aur, așa, 1, 2, 3, plus pantalonii, aurul ăsta îl las acolo și ia uite să-i punem trim de diamant, frumos, hai să vedem cum arată pe mine, de curiozitate, păi arată interesant, deci va atrage clar privirile oamenilor, cred că ar fi mers și enchantată, dar până una alta i-aș da nume, proprietatea lui Blue, pentru că mai mult ca sigur cineva va vrea să o fure, nu dau nume Dani, și ca să fiu sigur că nu rămân fără ea, da?
Așa, una, două, trei și a patra. Asta e armura, frumos acolo, pentru a atrage privirile. Eu zic că o să iasă chiar ca lumea. Avem și data pack-ul cu armor stand-uri, deci aș putea să fac acolo o tumbă băiatul, însă cu altă ocazie, pentru că acum am de pregătit niște artificii. Am craftat câteva artificii colorate pentru a inaugura acest magazin și sper să le vadă cineva de pe aici. Cel puțin suntem destul de mulți, eventual poate vede Domino din partea aia, sau vin Dani cu colpiri, nu știu, eu dau cu artificii. Dacă vine cineva, ar fi super, dacă nu vine nimeni, asta e. Sau poate chiar de prin partea asta, așa, să le dau de pe aici. Nu știu, cam astea au fost toate artificiile, dar oare vine cineva? Sau le-am dat numai degeaba? Cred că... Ia uite mă că vine cineva. Ei, salut băieți! Chiar Blue e, ce să vezi? Salut! Salut, ce faceți? Da, păi uite, am muncit aici, fac inaugurarea chestii. Bă, pe mine m-a atras chestia asta. A, da, serios? Arată wow, genial. Wow, încă n-ai reparat călcarea în barcă. Cum wow. Mă, că am reparat-o, ia uite. Da, ai reparat-o perfect. Da, și poți să sari, pac. Așa, ai da. Văzut ce da, frumos am făcut. Mie nu-mi place, da. Tot trebuie să îmi place, Mie îmi place, acum arată mai bine, sincer. Dar armura asta, wow, vreau eu wow. Armura asta, cât mă costă? Poți să cumperi de aici. Ia uite, vine și Domino, salut, salut. Hello, hello. Hello. Ia uite, salut, toată lumea aici la... Dar voi deja aveți armor trimuri, numai, uite, eu singurul bă, care n-am. Bă, chiar nu-ți rușine chiar în halul ăsta să-l lași fără pantaloni? Bă, pune-mă pantaloni înapoi. Bă, chiar în halul ăsta mă zbai joc în halul ăsta, chiar pantaloni să nu-i faci, mă. Aolea. Bă, da, las. Noi avem armor trimuri, dar combinația aia mi se pare genială, nu știu. Ce e aia? Arată bine, îmi zici, îmi explici, cu... să... Da, e armură de gold cu silence de diamond. Silence peste tot? Da, silence peste tot. Ah, și armură de gold cu silence. Acum că zici că e armură de gold, nu știu ce să zic. Dar arată păi, spike. Eu din aia vreau să fac. Arată fain, dar e mai mult de cu netherite arată mai bine. Probabil. Și ia uite, aici avem silence, yeah. Ward, snow, trip. Ce wow! Făcut ăsta? Câte ce... diamante, bă! Wow, ce e? Păi e, da, mă, dar iei odată. Să ai cele mai multe vânzări. Da, mă, dar iei odată și după aia îl multiplici. Are hai și mă, lasă-mă, ești nebun, că mai bine mă duc și de caută că să dau atât. Da, mai bine. Du-te, du și... Oricum, Dani chitros că îl făcea urât și la două diamante. Colpiri, colpiri. Poți să fac asta, uite. Și am plecat și nu știe nimeni. Unde sunt diamantele, na? Bă, da, și după te duci, o duplici și o pui la loc. Să pune înapoi, gen. Bă, ce-i drept, n-o să mint. Deja devine plictisitoare gluma cu Dani fură. Chiar. Da. Ar trebui dar să voi o continuați, că eu n-am mai furat gen, dar eu n-am mai furat doar voi. Meanwhile, Peter care se plânge că i-a furat Dani 100 de chestii, dar eu n-am mai furat. Da, și meanwhile, Corbir care a recunoscut pe live că a furat de la Peter în locul meu și a dat vina pe mine, dar nu mai zic, că e furat chioră după aia. Bă, da, astea sunt prețurile... Dacă vreți. Dar n-ai pus alea înapoi, cred că. Da. Interesant. Ba, le-am pus înapoi. Ah, nu le-am pus. Nu, ba da, că eu am lăsat ele să armurte. Da, le-am pus, ok. Ah, gen chestul ăsta e gol. Da, ăla e gol by default. Da, mie personal mi se pare foarte scump, frumos, shop. Atunci zi tu cât ar trebui să pun, ia zi. Hai să vedem că eu ascult de cumpărător. Păi mi-ai dat două diamante pe un Silence Armor Trim și el vinzi cu 24 de diamante, e nesimțit. Păi, na, tu cu cât mi l-ai vândut e treaba ta, dar na. Păi zi prețul, bă, că de-aia te-am întrebat. Maxim 15 diamante pe ăsta Silence, că e cel mai... 15 diamante. Cel mai rar, și restul clar mai puțin. Astea 18 nici măcar nu merită, ești nebun. Păi da, dar câte... Dacă ai ști, am fost până 5 Nether Fortress-uri până să găsesc scribă ăla, pe bune. Păi și mă interesează pe mine, pe mine mă interesează să-mi placă, dar la prețul ăsta nu mă interesează că ai fost. Sărăcie, full Netherite. Da, netherite. Să știi. full Netherite comentează. Zici 15? Da. Colpir, ai nivele? Am câteva. Ia, numește-le astea două 15 în loc de... Să fie 15, da. Voiam să fac o sugestie la shop, să ai un desta, ca să vedem cum arată armura, Silent Stream. Ah, da, păi avem smithing... Gen asta, cum, smithing table, așa, da. Table.
Bun, deci 4 diamante, cât ai zis? Nu, 18, nu, 15. Pune două, pune două. Deja s-a avut 15, da. Deci 18 o bucată și 15 o bucată, nu? Nu, 15 cu 15 amândouă. A, 15 cu amândouă. Da, da, da. Blum. Mă scuz, Colpir, nu știu, îți dau... Stai, așa. 15 amândouă, da? Ce? Un bă, nu fură. Aoleu. Dani nu fură un minut mai târziu, Dani fură. Okay. Da, fix. Nu mai pot. Ei, altceva, da. Parcă acum e okay, mai decent. Okay. Acum, păi acum cumpărați dacă am scăzut prețul, stați așa. Pleacă-mă de aici și cumpăr aici, nebun. Ia uzi, okay. Bă, oricum, shop interesant, bună ideea să vinzi Armor Trimmer, îmi place. Da, Colpir, dar eu am stricat 20 de blocuri de diamant să le înmulțesc. Și dacă nu cumpără nimeni, eu sunt falit. Gen, mai am două blocuri de diamant. Da, n-am zis că e cel mai bun business. Noi asta n-am zis că o să fie. O să cumpără, dar nu acum, un pic mai târziu. Ah, deci apreciez. Ca să dacă noi cumpărăm, el intră în gaură. El... Dar păi oricum, mă. Poate mai bine, mie-mi convine. Mie-mi convine, gen. Ah, ce prieteni. Bă, nici măcar pe ăla ieftin dacă l-ați fi cumpărat. Uite ăsta că e un bloc de diamant. Doamne iartă-mă, ieftin că vorbesc cu rătii 15 diamante. Bă, ia uite așa, 9 diamante. Dai 7 să-l duc. 3 diamante. Ah, ok, la Colpirul la sărăcia mai rău ca mine. În altă ordine de idei, Domino, tu ce shop-ul ți deschis? Da, tu de broaște, n-a zis, de broaște. Oh, roguelites. Ah, îl vinzi pe Dani? Eu nu-l cumpăr, să știi. Da, dar trebuie să-și ia de-asta verde armor trim ca să fie broască. Da, nu, că e galben. Ia uite, dacă își dă jos hainele, e broască aia galben, aia portocalie, ce o găsești în... De ce crezi că am putut? Nu vorbești că ți stau în frac capul, ești nebun. Broaștele ninja. Bă. A, acolo, da, am văzut aia, voiam să întreb, gen. Așa. Uite, ia, uite ce, uite ce. I s-au făcut ochii roșii. Uite ce nervoși. Uite, m-am enervat pe Dani, că a zis că am capul mare, uite, vezi. Bă, nu da. Wow! Are knockback. E bun. L-am dat afară din shop. Bine, poi dacă nu da, vă plac armor trimurile alea, știți, eu plec și mă duc să aduc altele. Pa. În sfârșit, după 10.000 de blocuri parcurse, am ajuns la un templu de junglă în care sper să găsesc și armor trimuri. Deci pe partea asta nu. Hai să o luăm așa frumos. Trageți voi pe acolo, n-am treabă, două armor trimuri superb și dacă mai găsesc ceva în partea asta, ar fi extraordinar. Ia uite, doar o bucată de fier. Asta e, ajunge, poate mai găsesc ceva prin jungla asta, că e destul de mare, hai să luăm în partea asta, și povestim puțin despre prețuri, pentru că, să fim sinceri, oricum, Dani-i zgârcit și m-am gândit pe drum, aș putea să scad prețurile la Dune Armor Trim, la Wild ăsta, pentru că totuși, dacă le găsesc, nu-s atât de scumpe, însă Silence-ul tot trebuie să fie puțin mai scump, deoarece mă costă 7 diamante să multiplic un Armor Trim, iar de acolo este profitul meu, însă trebuie să iau în calcul faptul că oamenii vor cumpăra un singur armor trim dacă e mai mult de 7 diamante, urmând ca ei să-l multiplice după. Așa că trebuie să mă gândesc, domnule, dacă ei cumpără numai unul, să fie un preț mai piperat. De asta am pus 18, bine, chiar 24 la început, dar cum să zic, iau în calcul ce-o zis băieții pentru că ei vor cumpăra și atunci l-am scăzut la 18. Însă, până la urmă, e confortul tău, ori umbli 10.000 de blocuri, cum am dus eu acum, pentru a face rost de un armor trim, ori te duci și îl cumperi folosind 10-20 de diamante, care, să fiu sincer cu voi, nu sunt deloc multe în condițiile în care avem Fortune 3. Bine, Dani are Fortune 3 și eu nu cred că toată lumea de pe server, însă majoritatea vor avea la un moment dat. Cât despre raritatea armor trimurilor, ei bine, după părerea mea, cel mai rar armor trim, și o să iau pantalonii ăștia, este cel din Ocean Monument, deci Tide Armor Trim mi se pare mult mai rar, sau mai bine zis mai greu de obținut decât Silence Armor Trim. De ce zic treaba asta? Pentru că în Ancient City, dacă ai niște lână, ești rezolvat, nu mai ai treabă, pur și simplu te-ai dus acolo cu 2-3 stack-uri de lână, puțin noroc și ai deschis cufărul cu Silence sau cu Ward. Însă,
În momentul în care vrei acel Tide Armor Trim care se găsește în Ocean Monument, trebuie să bați neapărat Elder Guardianii, toți trei, deci toți trei gardienii, pentru a face rost și de Prismarin cu care să înmulțești, cu care să multiplici Armor Trim-urile. Deci trebuie să bați gardienii pentru Armor Trim-uri și să faci rost de Prismarin, ceea ce e mult mai greu că, sincer, fără o armură de diamant sau cel puțin de netherite, e destul de greu. Hai, cu diamantul merge, dar îți șanse destul de mari să mori. Templele astea se camuflează atât de bine încât eu eram în partea aceea la portal, am luat cuforul și nu l-am văzut. Trecusem în partea aia când m-am întors, opa, templu, hai să vedem dacă se ascunde în el vreun armor trim sau nu, însă intrarea văd că e ascunsă. Domnule, nu ascundeți intrarea și hai să iau niște blocuri pentru a înmulți armor trim-ul, că parcă-mi trebuie mossy cobblestone. 16 bucăți ajung, nu de alta, dar n-aș cumpăra de la colpir mossy cobblestone doar pentru asta. Și acum ce se întâmplă? Atât, o, diamante frumos, ca să-mi scot pârleala de astăzi, nu de alta, dar a fost groaznic câte diamante am stricat și voi mai strica mult aur pentru a face, opa, încă două, superb, pentru a face acea reclamă, însă trebuie să ajung acasă întâi. Am totul pregătit, mai am doar de trecut pe la fiecare haiduc pentru a le lăsa reclamele și lui Colpir, sincer, i-aș lăsa fix în fața shop-ului de Moss, iar lui Dani exact la fel, pentru că ei deja știu de acest magazin, însă să fie acolo și voi începe cu un lectern, ia uite în partea asta, și pun armor trim-ul în fața lui. Totul e pregătit, dar nu știu ce caută oaia aia mov în vârful muntelui, dar mă rog, ce mă interesează ar fi să fac o cărticică statues, așa, iar acum acest armor trim să aibă alt style, era nu, show base, nu, atât, și armura, aveam ceva poziție, preseturi, mamă câte s-o schimba de ultima dată, de când am făcut asta, running, walking, salut, ce să fie, facepalm, nu, sitting, winning, ia uite, gata, câștigător, și eventual style-uri, dă-i să se vadă mânuțele, superb, și eventual, nu știu, morcov de aur în mână, da, gata, și un morcov de aur, mamă, pă, ce o să stric eu atât aur, deja mă doare, sper să cumpere băieții. Pot spune că data pack-ul cu armor stand-urile este genial pentru că am o grămadă de preseturi pe care le-am și folosit pentru fiecare haiduc în parte, am pus altul, iar acum aici în față ea schimbă stilul cu mânuțele, după care scoate plate-ul ăla de jos și acum la preseturi winning. Așa, gata, îi pun un armor trim în mână și altă viață acum cu F5-ul, arată mult mai bine și sper că după ce am schimbat prețurile vor cumpăra băieții, pentru că 16 diamante silence-ul mi se pare super ok, nu mai ai de căutat mii de blocuri Ancient City-ul, 12 pentru ward, în partea asta 12 rib și snout, iar aici 3 diamante pentru coast, că e mult mai ieftin, 5 diamante la dune, că oricum am luat 10 și nu am dat niciun diamant pe ele, 9 astea centrică le-am înmulțit și în partea asta 6 diamante pentru wild, ca să nu fie băieții tentați să le înmulțească. Voi mai căuta armor trim-uri, dar cu altă ocazie, și acum doar aștept să se facă vânzări.